Extrem de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zvorul, e doina și vioara, eroi ce șoapte sunt. Știați prin lume, a mele neamuri bune, cu dor prin țări străine, muncesc pentru pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zvorul, e doina și vioara, ce șoaflă sunt. Pe ulițe-n ierbate, doar vântul azi mai bate, biserica bătrână din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zvorul, e doina și vioara, eroi ce șoaflă sunt. Veniți, n-o lăsați pradă străinilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zvorul, e doina și vioara, eroi ce șoaflă sunt. Mă scuzați, sunt îmbrăcat în negru, asta e spălătate. Au murit la mine doi eroi, tata în 1990 și mama după două zile. Dumnezeu. Bună dimineața, România! Bună dimineața, oameni frumoși! Bună dimineața, membrii Asociației Pensionarilor Regiunea Cuza din Bărlat. Bună dimineața celor prezenți, bună dimineața celor care nu se află astăzi printre noi, dar vor vedea această activitate a noastră așa, prin mass media. Cinste, respect și prețuire de apelul național al României. Iubiți România! Arborați de apelul României oriunde și oriunde vă aflați. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze România și pe toți românii, atât cei prezenți în sală, cât și pe românii de pretutindeni, oriunde s-ar afla dumnealor. Știți că în fiecare zi este un prilej de sărbătoare, dar astăzi este o zi mai specială, 26 iunie, ziua Drapelului Național al României. Permiteți să recit câteva versuri
crâmpei de suflet de român, pe clien vechi aici stăpân, vechează strălucitul nostru în roz galben și albastru. 26 iunie, ziua drapelului național. Să ascultăm imnul de stat al României. Cât și ca omul care conferențează această activitate noastră. Mult succes, domnule profesor! Mulțumesc, domnule președinte! Și vreau să vă mai anunț, adică să știți, dumneavoastră vă cunoașteți cu toți aici, avem reprezentanți de seamă la această activitate, Primăria Bârlad, Biblioteca Stroie Beloescu, Muzeul Vasile Pârban,
cadre militare active și în rezervă, domnul general Rotaru, un prieten deosebit al casei, de asemenea domnul Ursu, cu care organizăm această activitate, cel acel militar, directul cercului militar, domnii profesori, doamnele profesori, vă mulțumesc mult că în sfârșit am reușit, după un an pandemic, un an ceva, să ne reîntâlnim. Stimate domnule președinte al CRP Burlat Irena Cuza, stimate domnule comandant al cercului militar Burlat, onorată asistență, alături de stemă, sigiliu și imn, drapelul României este un simbol național, așa cum prevede Constituția României din 1991. Aceasta stabilit prin articolul 12 că drapelul României este tricolor, culorile sunt așezate vertical în ordinea următoare, începând de la lance, albastru, galben, roșu. Anul acesta se împlinesc 173 de ani de la declararea oficială a tricolorului românesc ca drapel național, prilejul care ne exprimăm de plinul respect față de culorile simbol ale poporului român și întreaga recunoștință față de toți cei care, cu eroism, curaj și iubire de patrie, și-au sacrificat viața luptând sub faldurile drapelelor de luptă ale armatei României. Culorile drapelului nostru s-au regăsit pe diplomele emise de cancelarea domnească pe scuturi și pe stene, încă din timpul lui Mihai Viteazu, domnitorul unificator al celor trei țări românești. La începutul secolului al XIX-lea, tricolorul devine un simbol al națiunii române. Prezența celor trei culori se poate remarca și pe steagul de luptă din Războiul lui Tudor Vladimirescu din 1821, semnificația acestora fiind albastru, libertatea, galben, bogăția holderilor și dreptatea, roșu, frăția sângelui. Drapelul național a fost decretat pentru prima dată ca simbol național de Guvernul Revoluționar Provizoriu din Țara Românească la 14-26 iunie 1948, având deviza Dreptate, Frăție, înscrisă pe el, așa cum arată istoria României în date. Drapelul național tricolor, roșu, galben, albastru, astfel decretat, a fost ființit a doua zi în cadrul Marii Adunări Naționale de pe Câmpul Filaretului, numit de atunci Câmpia Libertății. Pentru militari, drapelul are o semnificație cu totul aparte. În acest sens, au rămas memorabile cuvintele rostite în anul 1863 în fața ostașilor români de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, fiul al Burlandului, cu prilejul decernării primelor drapele de luptă ale armatei. Citez. Steagul e România. Acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele străbunilor noștri și îmbelșugat cu sudoarea muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, care, casa în care s-au născut părinții, unde se vor naște copiii noștri. Steagul e totodată trecutul, prezentul și viitorul țării, întreaga istorie a României. Parlamentul României, prin legea numărul 96 din 20 mai 1998, a hotărât ca data de 26 iunie să fie proclamată drept Ziua Drapelului Național, unul dintre cele mai puternice simboluri ale identității naționale, care ne obligă la o continuă aducere aminte a eroilor neamului, a faptelor și principiilor care i-au însuflețit pe români de-a lungul încercărilor ce le-au marcat istoria. Sub drapelul național s-au remarcat și sacrificat în lupte generații întregi de vitești de-a lungul istoriei. Drapelul nostru a fost întotdeauna un pilon puternic în menținerea identității naționale și a statalității României. Tricolorul, care exprimă prin sine tot ce înseamnă țară, neam, trecut și viitor, a fost purtat spre redute de bravi luptători de la 1977-1978 războiul de independență, a răbărat pe metereze pentru a vesti lumii că țara românilor există și este liberă și stăpână pe destinele ei. De atunci, drapelul a fost martor la toate momentele importante din istoria noastră, înfăptuirea Marii Uniri din 1918, care însemna desăvârșirea unității politice a națiunii române,
participarea românilor în primul și în al doilea război mondial și, bineînțeles, Revoluția din decembrie 1989. Din al doilea război mondial avem șansa ca printre noi să mai supraviețuiască câțiva veterani de război, istorii vii ale neamului, în fața cărora mă înclin cu pioșenie, Virinaru Dumitru, Voiculescu Gheorghe, Tănase Ion, Pașcanu Vasile, Capriță Ștefan, Danu Nestor și Curelaru Ioan. Pe domnul Voiculescu am avut onoarea să-l invit de mai multe ori în aula liceului Buza pentru a relata elevilor aspecte din luptele crâncene duse la Cotul Domnului și la Stalingrad, unde a căzut la datorie și bunicul meu, de pe tată, la data de 26 decembrie 1942. Pe bunicul din partea mamei, care a luptat atât pe frontul de est cât și pe frontul de vest, domnul Voiculescu mi-a mărturisit că l-a cunoscut foarte bine, fiind amândoi din localități învecinate, Murgeni, Cârja. Glorie eternă eroilor români! Eu însumi, ca mulți dintre dumneavoastră, am depus jurământul militar. Mărturisesc că mă înfioară și astăzi cuvintele rostite în fața drapelului. Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Este stipulată în Constituția României obligația de a-mi apăra țara și de a respecta simbolurile naționale. Sunt consternat, din păcate, când în fiecare an, în județele Harghita, Covasna și Mureș, unde predomină în comunitatea maghiară, pe 15 martie, ziua maghiarii, se arborează steagul Ungariei, dar nu și al României, încălcându-se cu bună știință legea 75 din 1994, care prevede obligația de a arbora și steagul României. Este o ofensă adusă poporului român și eroilor noștri care s-au jertfit pentru țară. La cimitirul internațional de la Valea Uzului, unde extremiști maghiari, acum 2 ani, au pus lanțuri și lacăte pe porți pentru a nu-și putea onora și românii pe eroii lor. A fost martor ocular. La intrarea în cimitirul de la Valea Uzului, doar steagul Ungariei, fără niciun steag al României. De atunci, particip în fiecare an la slujbele de pomenire care au loc de ziua eroilor și de ziua armatei, mai ales că și acolo am un străbunic căzut pentru patrie în primul război mondial. Mărturisesc că nu sunt un mare adept al mareșalului Ion Antonescu, dar nu pot să nu mă întreb de ce s-a deschis dosar penal preoților care au oficiat recent slujba de pomenire a mareșalului în Biserica Sfânta Parascheva din Vaslui. Oare Ion Antonescu nu a fost român creștin ortodox? Nu a luptat sub drapelul României? Dacă este catalogat ca și criminal de război și este interzis să-i se ridice vreo statuie, atunci de ce la Sfântul Gheorghe, județul Covasna, un mare criminal de război ungur, Albert Voș, are statuie, bine mersi, în centrul orașului? Consider că respectarea drapelului trebuie corelată cu dezvoltarea cultului eroilor și cu educarea copiilor în spirit patriotic și a mândriei de a fi român, stăpân la el acasă. Trăiască România Mare în vechile votare și libertatea de a fi român. Vă mulțumesc pentru atenția voastră. Este de datoria noastră să cinstim istoria acestui simbol național care i-a însuflețit pe români în momente grele de luptă, dar și de bucurie, fiind purtat cu mândrie drept către reprezentanții țării noastre în toate colțurile lumii, la mulți ani tricolorul, la mulți ani România. Am să rog pe domnul profesor Ghețău să ne interpreteze melodia tricolorul pe versuri și muzică de Ciprian Porumbescu. Vă rog să-mi permiteți să aduc un omagiu poetului nostru care acum câteva zile
s-au împlinit 132 de ani de la decesul lui. În memoria lui o să interpretez tricolorul și să-mi scuzați emisia vocală care nu mai este chiar așa de limpede, ținând cont că în această sală sunt al doilea veteran după domnul Cârcotă, veteran și vil. Așa că o să interpretez mai ușurel. Trei culori cunosc pe lume, ce le țin ca Sfântul Domn. Sunt culori în veche nume, amintind un vreo popor. Sunt culori în veche nume, amintind un vreo popor. Roșu, galbul, vitejie, ce se înalță veac de veac. Galben, aurul câmpiei, cel albastru, mândru steag. Galben, aurul câmpiei, cel albastru, mândru steag. Cât pe cer și cât pe lume, vor fi ase trei culori. Vom avea un salmic nume și un valnic viitor. Vom avea un valnic nume și un valnic viitor. Și când fraților voi duce de la voi și-o fi să mor, voi să-mi puneți pe-a cruce mântru-n nostru tricolor. Voi să-mi puneți pe-a mea cruce mântru-n nostru tricolor. Vă mulțumesc! Am să dau cuvântul unui reprezentant al bisericii, că biserica întotdeauna a păstrat și păstrează tradițiile populare, românismul, ideea de român și apără credința de tradițiile și obiceiile poporului român. Am să dau cuvântul părintului paroc, Teofil Stepănică, la totul Elia Bărlad. El obicează la biserica domnească. Mă bucur tare mult că sunt astăzi prezent aici, din mai multe motive. Primul este că domnul președinte Nicolae Mihai este un român adevărat, un conducător de instituție care își aduce aminte cu multă plăcere de istoria poporului român și de multe ori organizează aceste simpozioane care stârnesc și care ne țin ancorați de jertfa poporului român care s-a născut pe acest pământ. În al doilea rând, mă bucur pentru că domnul Vidinaru Dumitru, cel mai bătrân veteran pe care l-aveți aici, este din parohia domnească, este un prieten al bisericii noastre, este un om care a povestit multe despre faptele sale din timpul războiului, l-am ascultat cu multă plăcere și mi-am dat seama că încă mai sunt români cu inimă vrednică, care, deși sunt în vârstă, sunt un exemplu pentru noi, cei care suntem mai tineri. În altă ordine de idei, mă bucur că la acest simpozion m-am întâlnit cu domnul general Crotaru, cu domnul comandant Ursu, cu ceilalți reprezentanți chemați la acest simpozion, profesori, și de totdeauna știm că biserica a fost în fruntea poporului. Însuși imnul nostru național spune că preoți cu crucea în frunte. Așa era și așa trebuie să fie, pentru că preoții erau în centrul comunității. Și de multe ori, când popoarele migratoare treceau pe aici și dărmau totul,
Oamenii se grupau și comunitățile în jurul preotului, în jurul bisericii și chiar dacă în vremurile acelea de restriște se retrăgeau în zone mai izolante de fica cotropitorilor, se reîntorceau după aceea la vatra strămoșească, la vatra satului, restaurau sau ridicau din nou biserica și reveneau la viața lor pașnică, cum a fost a poporului român. De aceea, biserica noastră, care tot timpul a cinstit eroi, a rânduit și acea slujbă de pomenire de la 7 ani de dezgropare. Pentru că după ce oamenii erau omorâți, să zicem, pe câmpul de luptă sau mureau în timpurile când se retrăgeau în păduri, după 7 ani făceau slujba de dezgropare și se aduceau osemintele cu multă pioșină a celui care era mort departe de vatra satului, se reîntorceau înapoi în cimitirul satului, unde rudele cunoscuții puteau să facă acele rugăciuni de pomenire pentru sufletul celui plecat din mijlocul nostru. De aceea avem această slujbă de dezgropare de la 7 anișori, de la decesul unei persoane. Mergând mai departe, vedem că primele steaguri ale poporului român au fost pragurii bisericii. Pentru că nu aveau flamuri, nu aveau steaguri, dar pragurii bisericii mergeau în frunte. Și aveau de obicei pe cei doi arhangheli, pe Mihail și pe Gabriel, arhanghelii lui Dumnezeu, în culorile de albastru, de galben și chiar de roșu. Și aceste 3 culori care se găsesc pe acele steaguri, pe acele prapuri, mergeau în fruntea oștirilor atunci când luptam cu turcii, cu tătarii, cu polonezii, cu ungurii și cu multe alte popoare care au trecut pe aici și care au vrut să ne dărâme, dacă vreți, stilul nostru de viață și credința noastră în adevăratul nostru Dumnezeu. Iar referitor la cele 3 culori de pe steagul tricolor, pe care noi îl cinstim astăzi și care este simbolul nostru de neam, albastrul poate simboliza și credința noastră în adevăratul nostru Dumnezeu. Pentru că albastrul este culoarea infinitului, dacă vreți, iar Dumnezeu este infinit, vrea să fie descoperit de noi. Ce ne provoacă oarecum pe noi să ne ridicăm mintea, cugetul și gândirea, ca să înțelegem cât de minunat este Dumnezeu și cât de minunat este învățătura bisericii despre împărăția lui Dumnezeu. Galbenul poate reprezenta, pe lângă celelalte conotații explicate atât de frumos de domnul profesor Lupu, și culoarea statorniciei, credinței noastre în adevăratul nostru Dumnezeu. La Constantinopol erau niște flamuri galbene pe Sfânta Sofia, care arăta faptul că acolo este credința creștină ortodoxă. De aceea considerăm că galbenul poate primi și această conotație de trăinicie, dar de credință dreaptă, ortodoxă, credința cea dreaptă. Iar roșul poate reprezenta, pe lângă sângele martirilor, a eroilor neamului și sângele celor care au murit în decursul timpului cu credință în Dumnezeu, cu credință în învățătura noastră și care se reîntregesc, se recontopesc, dacă vreți, în, alături de sângele eroilor, arătând că neamul românesc este un neam care a murit eroic, dar în același timp a fost statornic în credința sa, în adevăratul nostru Dumnezeu. Mergând mai departe, vedem că tricolorul adoptat în 1848 a fost un simbol al libertății atunci, după Revoluția de la 1848. Mai târziu, în 1859, devine un simbol al unității creștinilor, continuând cu anul 1918, dar în același timp fiind un simbol
al perioadei primului război mondial, care, din punctul nostru de vedere, reprezintă momentul cel mai deosebit de patriotism. Pentru că atunci țăranii români au murit pentru neam, pentru țară, pentru drapel și pentru ca neamul nostru să dăinuie mai departe. Și în al doilea război mondial, românii au trecut și într-o parte și alta, și spre răsărit, și spre apus, conduși de acest drapel, binecuvântați de rugăciunea bisericii și au luptat pentru neatârnarea statului nostru român. Ca întotdeauna, biserica este alături de eroii neamului. Pe lângă faptul că îi cinstim în rugăciunile noastre care se fac în fiecare liturghie, ne aducem aminte de cei plecați în mijlocul nostru, dar și de eroi, de ctitori și de oameni binecuvântați de Dumnezeu, care au făcut cinste neamului omenesc și au fost creștini adevărați. Iată că, nu întâmplător, domnul președinte m-a rugat să spun două vorbe și despre acel eveniment pe care domnul profesor Lupu l-a evocat cu cei trei preoți care au fost trimiși în judecată deocamdată de anumite autorități. Din totdeauna, biserica este a oamenilor care au plecat din mijlocul nostru. Biserica are două componente. O biserică triumfătoare asupra păcatului, adică biserica celor care au plecat din lumea aceasta, și biserica luptătoare, biserica oamenilor care încă luptă cu păcatul aici pe pământ. Preoții trebuie să aibă grijă de amândouă dimensiuni. Și de cei care au plecat din mijlocul nostru, trebuie să-i pomenească, pentru ca Dumnezeu să le ierte dacă au greșit cu ceva în această viață și să-i așeze la locul unde este mila și dragostea lui Dumnezeu. Pentru că ăsta este rolul omului. Se naște, trăiește pe pământ și trebuie să se reîntoarcă lângă Dumnezeu. Dar în același timp, vedem că sunt anumite influențe mai puțin faste în societatea noastră care duc la extrem niște preconcepții, dacă vreți. Și referitor la Mareșalul Antonescu, așa cum spunea și domnul profesor, nu l-am cunoscut personal ca să fie prea apropiat, dar știu că a fost un om deosebit din istorie, unul dintre vechii români care n-au căutat să se îmbogățească aici pe pământ, care au fost niște profesioniști, niște oameni corecți, niște oameni drepți și ca idee, în timpul celui de-al doilea război mondial, statutul preoților a fost deosebit. Postașii români aveau aproape tot ce le trebuie pe câmpul de luptă. Aveam aproape 500 de mii de soldați pe front, 500 de mii de soldați erau rebaut în țară ca să apere țara în caz de nevoie. Nu existau cartele. Restaurantele au fost deschise și așa mai departe. Deci nivelul nostru de trai pe timpul Mareșalului Antonescu era foarte ridicat. De aceea nu înțeleg înverșunarea cu care astăzi unii dintre reprezentanții semiților, să zicem așa, deși este anormal spus că semiții... ONG-urile. Da. Semiții sunt urmașii lui Set, adică ar fi palestinienii de astăzi, da. Dar se folosește acest termen de antisemit ca să ne aducă aminte tot timpul că poporul evreu a fost chinuit în timpul celui de-al doilea război mondial și că datorită jertfei lui au primit statul Israel și au primit foarte multe beneficii din partea celorlalți. Germanii, în special, da, acele compensații de război. Noi, ca biserică, suntem alături de cei trei frați care au făcut acea slujbă de pomenire. Când facem slujba de pomenire, pomenim pe cel adormit și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ierte orice va fi greșit ca om în această viață. Cum știm, toți greșim. De aceea, rugăciunea este oportună tot timpul.
și dacă este făcută cu credință, cu dragoste și pentru pomenirea numelui reposatului, atunci ea este bine primită și este binevenită tot timpul. De aceea considerăm că cei trei preoți nu au făcut un act de frondă sau un act în care luptă împotriva semințelor, ci au făcut un act de dreptate pentru un român mort, creștin ortodox, care a locuit pe acest pământ. Mergând mai departe, vedem că noi și astăzi cinstim, datorită prevederilor Patriarhiei Române și a Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hucior, în fiecare zi, în fiecare duminică, ne aduce aminte de eroii neamului și cu atât mai mult în ziua de înălțare, la 40 de zile de la învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în fiecare an, cu ajutorul armatei, cu ajutorul oamenilor de bine, cu ajutorul oamenilor credincioși, ne aducem aminte tot timpul în fiecare biserică de cei eroi adormiți plecați din mijlocul nostru și eroi revoluției chiar, sunt rugăciuni speciale și pentru ei. De aceea ne bucurăm că astăzi suntem alături de dumneavoastră la acest simpozion. Mulțumim încă o dată domnului președinte Mihai Nicolae și îi urăm să fie în continuare vrednic, român adevărat, cu inimă mare și cu inimă bună, cum ar spune poeții. Mulțumim mult și Dumnezeu să ne ajute! O melodie pe care armata română, lostați armate române, o interpretau pe front. Numele nu-i mai sfânt, ci mai frumos pe acest pământ, decât să port aluptător, înfășurat în tricolor. Ce prezitor, prezitor, steagul nostru tricolor. Și să aduce prezitor, prezitor, steagul nostru tricolor. Nimic pe lume nu-i mai sfânt, ci mai frumos pe acest pământ, decât să mor ca generația mea afirmă lucrul acesta cu credință, cu bucurie și cu mult respect pentru ceea ce am învățat de mic, de la vârsta, să încep de, chiar de la grădiniță și până când am ajuns la vârsta aceasta. Cum să uit eu pe domnul profesor Buzescu, profesor de istorie, domnul profesor, care la 24 ianuarie, care la ziua României, care la ziua, să zicem, a tricolorului, deci nu exista, dar observam cu mare cinste, toți copiii eram adunați, duși în fața statuiei care exista în jurul lângă căminul cultural,
era o activitate atât de interesantă încât simțeam că suntem români, simțeam că trebuie să iubim România, simțeam că pentru noi ca tineri vrăstare, modelele pe care ne le prezenta, cum sunt și cele trei modele din fața noastră, îți pătrundeau în suflet, în inimă și rămâneai încântat și spuneai și eu o să fac așa ceva dacă o să fie nevoie. Spun lucrul acesta cu bucurie, dar și cu un regret. Trăim din păcate zilele acestea care sunt diferite de zile pe care le-am trăit atunci, de epoca pe care am trăit-o noi. Noțiunea de patrie, noțiunea de patriotism, mie mi se pare că au început să fie deșuiet. Nu te greșesc, nu greșesc, dar parcă așa e. Lucru care pentru mine, ca militar, și sunt convins că pentru mulți ca mine, este deranjant. Și este deranjant nu pentru că asta este situația, este deranjant pentru că sunt instituții, sunt, eu știu, compartimente care răspund, care se ocupă, care iau bani frumoși pentru ca să educe populația română. Iar lucrul acesta nu se produce. De ce? Pentru că și noi suntem vinovați. Noi cei mai în vârstă, să spun așa. Cred că și noi am făcut puțin ca să-i aducem la realitate, să le spunem și școala, în primul rând școala, și familia, dar și școala trebuie să facă mult mai mult în acest punct de vedere. În afară de integrare și ecuații diferențiale sau ce ecuații se fac acolo, afară de compuneri de la limba română, nu știu dacă din punct de vedere al istoriei sau al istoriei patriei și al fenomenului național se întâmplă ceva în școală. Pe de altă parte, există totuși, zic eu, nu mulți, dar există totuși un colectiv în România asta care se ocupă cu așa ceva. Și am văzut la televizor cu multă bucurie, cum o învățătoare din Tecuci s-a dus și a făcut o lecție de istorie la Mausoleu de la Mărășești. Dotată cu tehnică, dotată cu transmisie, dotată cu ce era mai frumos, încât toată țara a văzut un lucru extraordinar. Dacă ar fi mai multe exemple de genul acesta, eu zic că am câștigat enorm. Copiii noștri sunt sensibili la lucruri din acestea care pătrund în suflet de la despre bunici, despre părinți, despre înaintași și lucrul ăsta, dacă îl faci cu pricepere și cu dragoste, sunt convins că s-ar realiza mult din punctul acesta de vedere. Ceea ce se întâmplă la cercul, ce se întâmplă la domnul Mihai aici, este un lucru extraordinar. Domnul Mihai, nu știu ce ați pățit, nu știu cineva învățat, dar cred că v-ați auto-învățat, ați făcut lucruri extraordinare din acest punct de vedere. Mai trebuie făcut ceva, zic eu, mai bine mediatizate aceste activități, că sunt foarte interesante, chiar pentru orașul nostru. Dacă rămâne numai la nivelul la care suntem noi aici, cred că e cam puțin. Și asta trebuie să o facem în primul rând noi, care suntem aici prezent, și să punem tuturor și cu cei care ne întâlnim cam despre ce a fost vorba astăzi la Casa de Ajutoare și Prochele în Acuza. Vreau să vă spun că atunci când domnul Mihai a avut o ediție a unei reviste, acum un an, acum 2 ani, în care se vorbea despre unire, și am făcut doar o simplă scânteie a fost. A spus cuiva lucrul acesta. Am primit de la, din Anglia telefon să trimit această revistă. Domnul Mihai Martor mi-a dat revista și am trimis revista în Anglia. Deci sunt și români în afară care încă mai trăiesc românesc. Încă mai simt românesc. Da? Poftiți? Nu, încă mai sunt. Toți sunt. Bine ar fi să fie tot. Eu nu pot să mă exprim așa, dacă ar fi așa extraordinar, așa. Sigur că da. Domnule, ce să comentăm mai mult? Trebuie să facem, din punctul acesta de vedere, mult, mult mai mult cu cei care vin de urma noastră. În generația noastră avem sentimentul de patrie, eu zic destul de dezvoltate. Ne iubim țara așa cum a dovedit-o până acum. Dar trebuie să avem grijă de ce se întâmplă în urmă. Cei care vin să ducă această dragoste de patrie, dragoste pentru simbolurile naționale, așa cum se cuvine. Doamne ajută, trăiască România, trăiască tăvălă! Asociația noastră, prin orice mijloc, face publice toate activitățile pe care le desfășurăm în măsura posibilităților. Nu numai noi trebuie să contribuim, ci și membrii casei așa, să fie mesagerii acestor activități. Referitor la activități pe care le desfășoară casa, în special aceste patriote, eu trebuie să mulțumesc profesorul de azi, nașa mea, care mi-a insuflat dragostea de istorie, Doamna Munteanu, prin literatură, prin toți acestea profesori. Noi ne-am învățat să criticăm totul. Noi trebuie să luăm bun ce a fost înainte de 1990.
eu zic și rămân la convingerea că ceea ce s-a făcut în perioada 44 până în 1990 a fost adevărata istoria României prin care s-a insuflat dragoste de patrie, de tradiții, de obiceiuri, chiar de biserică, chiar dacă se făcea în mod ascuns, niciodată n-am simțit și n-am văzut o adversitate față de biserică. Chiar dacă teoretic se spunea, practic nu se aplica. Și așa că atunci am învățat noi și toți cei care sunteți aici, mai aveți acea sămânță de patriotism în dumneavoastră, de dragoste de România, de dragoste de noi români, de semeni. După 1990, eu mi-am schimbat complet părerea. S-a însămânțat egoismul, invidia, patria universală, adică niște idealuri care și francezii visau parcă pe la 1800 sau 1700, un fel de socialiști ințifici. Diderot, Jean-Jacques Rousseau și tot neamul lor. Noi trebuie să rămânem români, cum am fost întotdeauna. Români adevărați. Opincare, așa suntem. Să rămânem. Pentru că ne-am clădit această țară, chiar dacă spune că ajutați de alții, este adevărat și contextul istoric, domnul profesor poate să spună, dar dacă noi nu voiam, nu se realiza. Dacă nu aveam adevărați patrioți, nu se realiza. Noi nu mai avem patrioții care... Iar dacă cineva în ziua de azi exprimă o opinie, o dragoste, un sentiment, ați văzut, prin forțe coercitive ale statului, poate să cineva să mă și condamne, mă duc alături de cei trei preoți, așa, toți cei care sunt patrioți, în ziua de azi, trebuie stârpiți. Așa văd eu. Asta e societatea noastră de astăzi. De fapt, sunt copiii noștri, pe care noi i-am dat naștere și care acum se întorc împotriva noastră. Faptul că i-am dat la școli înalte, în străinătate, la Paris, la Viena, în Statele Unite, e în loc să vină cu dor de țară, să facă ceva pentru țară, o distrug. Asta e părerea mea și vă mulțumesc. Domnule profesor Petru Sandrei, de ziua Drapelului Național, niște versuri frumoase de ale dumneavoastră. Prea plăcea de ce părinte, stimați domnule președinte, magistrat Nicolae Mihai, dragi doamne crizanteme, distinși domni, așa avea extraordinar de multe de spus. Pe când eram în Canada, Puiu Popescu, redactor șef la cotidianul Observatorul, aflând că sunt acolo, a venit să mă roage să scriu ceva pentru România. Românii de pretutindeni, pentru că avea o emisiune la televiziunea din Canada, două ore, de la 12 ziua până la ora 2. Plecam a doua sau a treia zi și am scris acolo imnul românilor de pretutindeni, pe care îl găsiți în această carte. Trebuie neapărat să spun, pentru că multe din poezii inspirate de domnul președinte, pornesc de la cazuri reale. Sunt nepotul eroului Gheorghe Andrei din Comuna Români, care a murit pentru eliberarea Ardealului. Făcea parte din regimentul 64 Infanterie. Osemintele lui se află la mausoleu de la Mărășești. M-am dus acolo și el se odihnește pe culoarul H, cripta 5, locul 20. Iar numele său este în masa Sfântului Altar de la Catedrala Mântuirii Neamului. Așa încât poeziile pe care le scriu sunt cu suflet. De ziua Drapelului Național al României. Cinstim drapelul țării cu mândrie, când flaura cea mare tricoloră se înalță peste întreaga Românie cu strălucire ca de auroră. A ochii în lacrimi cei ce-o apărară, de toți aceia care o răvniră și-au scăpat mânasa noastră țară de cei ce asupra ei se năpustiră. Sunt trei culori, roșu, galben și albastră,
când ne vedem în lume înălțate, din munții înalți până la marea noastră, aceeași inimă în piept ne bate. Trăiască în vecie tricolorul și imnul țării fiii ei să-l cânte, trăiască mândra țară și poporul și Dumnezeu să ne binecuvânte. Și pentru că domnul președinte m-a inspirat legat de eroii neamului nostru, mi-am intitulat poezia abia scrisă, Nemuritorii. Spun multe ofuri aici, așa cum a spus și domnul profesor, din pacea lor eternă, precum norii, prin amintiri ne trec nemuritorii. I-au luptat și viața ei și-au dat-o, și scumpa noastră țară au apărat-o. Neînfricați ca vulturii din zare, ei ne făcură România mare. Din sus de Nistru și din sus de Tisa, istoria cu sânge scrisunisa. În vremea noastră însă, din păcate, prea multe împotrivă sunt dreptate, că țara noastră în plină dezvoltare, sub ochii noștri, astăzi ea dispare. În jurul nostru lacome hiene, venite de pe țări europene, vor țara noastră să o îngenuncheze, că nu avem ostași pe metereze. Și nu mai sunt eroi ca să le pese, ei ce sunt îmbogățiți și interese, mințit și sărăcit de ei poporul, își vede amanetat tot viitorul. Avem cu toți suprema datorie să ne apărăm neam, limbă și moșie. De nu salvăm aceste lucruri sfinte, se răsucesc eroii în morminte. Să nu lăsăm ca să ne piară țara, că ne ajung blestemul și ocara. În noi să aduceți iarăși bucuria, luptați să fie a noastră România! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor, și în contextul acestor versuri minunate ale profesorului Petruși Andrei, să ascultăm o melodie nemaipomenită, zic eu, și care să ne trezească la realitate, interpretată de Irina Login, Treziți-vă români! Și românii mei plângând,
credința în Dumnezeu. Mărturisesc că sunt copleșită de emoție din mai multe motive și anume, în primul rând că ne revedem după atâta vreme, grație acelui inimos președinte, domnul procuror Mihai. Și cu ocazia asta vreau să spun că dumnealui este un român adevărat, așa cum suntem mulți aici, pentru că am fost educați la o școală normală. Într-o școală normală, când patria era ceva sfânt, când despre eroi se vorbea în școli, când imnul țării era cinstit. Și cu ocazia asta vreau să vă mărturisesc, să vă împărtășesc ceva din experiența de la catedră. Prima lecție de limba și literatura română era imnul țării. Ei, vreau să vă spun că eu personal întotdeauna am făcut o lecție de patriotism din această oră, vorbindu-le copiilor despre imn și despre celelalte insemne și vorbindu-le cât de important este respectarea imnului și cât de emoție ne aduce în suflet o manifestare sportivă, de exemplu, internațională, când se înalță imnul, când se înalță drapelul și se cântă imnul, credeți-mă că eu lăcrimesc și acum, sunt emoționată profund la asemenea momente. Și asta ar trebui să se facă în școli. Cu părere de rău, am nepoți elevi, nu se mai pomenește. Noi cântam la prima oră, cântam imnul, ceea ce le insufla copiilor ceva. Ceva nobil, ceva sfânt. În afară de asta, să nu considerați că sunt nostalgică după vremurile apuse, nici vorbă, dar așa cum spunea domnul președinte, s-au petrecut și lucruri frumoase în acea epocă. Copiii în clasa a doua erau primiți în organizații de pionieri. Aflați că, dacă erau bine organizate aceste activități, erau trăite până la emoția cea mai profundă de către copii. De multe ori făceam pionier, primeam în organizație la mausoleul de la Mărășești sau în alte locuri care evocau istoria neamului și jertfele pe care poporul le-a adus pentru ca noi să avem o țară numită România. Și sunt convinsă că toți acei care au trecut prin școala noastră veche și au avut asemenea ocazii au păstrat în suflet emoția caldă că România are un drapel, că România are un imn și o stemă care trebuie respectate. Cu părere de rău, spun pentru cei care lucrează astăzi la catedră, că nu se mai trezesc. Ăsta este cuvântul. Nu se trezesc. Indiferent de ce specialitate, că ești profesor de istorie, că ești profesor de română sau de biologie sau orice ar fi. În orice ocazie trebuie să le aducem aminte copiilor că patria este ceva sfânt, că drapelul este un simbol sfânt. Au murit eroi, știm foarte bine, la Plevna. Au căzut de pe redută, dar cu înălțând steagul. Păi ăsta era un moment înălțător și Alexandru și Coșbuc, bineînțeles că au preamărit aceste fapte eroice și ne-au adus aminte că tricolorul acesta, roșu, galben și albastru, iar fac o paranteză, dacă ar fi după mine, pentru mine imnul rămâne al lui Ciprian Porumbescu, un simbol al românismului și îl cântam cu mare emoție în de-a lungul timpului mai aveam câte oră în completare și de muzică. Și cântam cu copiii imnul lui Ciprian Porumbescu. Și mai mi-aduc aminte ceva tot de trecut. Păi, părinții noștri au fost educați în cultul drapelului, în cultul eroilor, în cultul a tot ce a fost frumos în spiritualitatea noastră.
pomenindu-l și pe Ștefan, pomenindu-l și pe Mihai Viteazu, pomenindu-l și pe Eminescu, cel care a preamărit faptele, și pe Cuza și pe atâția alții cu care trebuie să ne mândrim. Și eu personal, din toată inima vă mărturisesc, sunt foarte mândră că sunt român. Sunt foarte mândră. Și am un copil care lucrează în afara țării, dar este la fel de român ca acasă. Și el când a văzut o la Olimpiadă, mi-aduc aminte, la Olimpiadă Atena, mi-a dat telefon, mamă, ai văzut ce au făcut fetele noastre? E, asta înseamnă să simți românește, asta înseamnă să, că ai și o datorie, aceea de a transmite urmașilor ceea ce trebuie prețuit. Dacă nu ne prețuim noi, cine să ne prețuiască? Dați-mi voie să urez tuturor românilor și distinșilor eroi care au făcut efort să fie astăzi în fața noastră, să le urez sănătate și anii care vor mai avea să-i petreacă în liniște și pace și tuturor urări de bine, de sănătate și nu uitați că suntem români. Vă mulțumesc! Să le ascultăm tricolorul. De pe acolo de armate. Să-l numesc cu unul din cuvintele pentru care limba română a intrat în patrimoniul UNESCO. Doar. Dragii mei, mi-a fost doar de dumneavoastră. Sincer, mi-a fost doar de întâlnirile noastre, de simpozioane, de activitățile noastre. Noi, mă refer la un grup de profesori, suntem prin meseria noastră într-o activitate de comunicare toată viața.
o comunicare umană, comunicare cu elevii. Ei bine, ordonanța și pandemia asta pur și simplu ne-au pus la arest. Da, zice eu ca Topânceanu, după atâta frișuceație, iar să arată soarele. Poate dă Dumnezeu ziua de astăzi să fie un moment de deschidere spre ceea ce a fost odată. Deci, spuneam, mi-au fost doar, cum zice românul, și în suflet avem așa un alian. E să mai potolit-o astăzi. Privitor la activitatea de astăzi, mie mi-a plăcut așa de mult. Domnul profesor Velucu a abordat problema atât de didactic, ca să zic așa. Să înțeleagă toată lumea și lucruri frumoase, interesante, nu îmbrăcite cu fel de fel de noțiuni abstracte. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Tare frumos ar fi, zic eu, ca expunerea domnului profesor, să o dea unui profesor de istorie pentru orele la clasă. Când cărțile de istorie nu se găsește așa ceva. Prima dată când au apărut alternativele, Mihai Viteazu avea o pagină și o jumătate și Andreea Esca 16 pagini. Așa că, domnul profesor, dacă luați de bună propunerea mea, treaceți-o la Excel, dați-o la profesori, că mulți nu știu foarte multe lucruri interesante spuse de dumneavoastră. Părintele Teofil, cu vocea lui Fale, mi-a spus așa de multe lucruri frumoase și poate noi le simțim atât de plăcute, tocmai pentru că suntem niște întârziați, niște elefanți, cum zic tinerii ce au spus, când am trăit niște vremuri, când am mai simțit biserica în suflet. Și am păstrat-o în suflet în taină, așa cum a spus domnul președinte, când nu prea avem acces la ea. Eu, de genul feminin, am așa de puține cunoștințe despre armată, na, de unii să știu eu. Eu armata o asociez totdeauna cu cine ne apără. Și asta îți dă un sentiment de siguranță. Privitor la ostași, eu îi cunosc din literatură. Pentru mine ostașii sunt cei care sunt doar de la Plevna și zice poetul că calică era haina, dar strălucea pe ea și crucea Sfântul Gheorghe și România Isra. Da. Pentru mine este eroul de la Chionigreț, cel care a luat steagul în schinare și a ajuns în curtea, în cortul la general. Și dumneavoastră știți, adică n-a dumneavoastră, sigur, când momentul când domnul Bursu, nu știu dacă spun o prostie, când cade steagul, cade, da, nu? Da, cade unitatea, așa. Și eroul de la Chionigreț, țăranul celălalt, cu steagul în spate, îl dă în atunci, așa, intrat în cortul de general. Ei, cât de multe spune această situație? Sau pentru mine armata este, cum zice Eminescu, cea care grindina oțelită peste Dunăre o mână și în urma lor se întinde falnică anghia română. Ce poate fi mai frumos decât asta? Doamna profesoară Bunteanu, cu multă emoție, am pierdut de aceste amintiri. Știți că când mei povesteam, mi-a venit și mie în cap o amintire. Chiar dacă nu este de la noi, de la români, dar este vorba de omenie. Eram la Kiev și ne plimbam în parc și la un moment dat a apărut un tânăr care avea în brațe un copilaș, să fie avut un an, doi, și a avut după cinci de mânuță. Și s-a oprit în fața unui monument al ostașului necunoscut și stăteau drept acolo și el și copilul. Și nu i-am întrebat ghidul, dar ce face? Zice, așa vin tații și aduc copiii acolo și le spune, ăsta a murit ca tu să trăiești. Vedeți ce frumos? Da, foarte, foarte, foarte frumos. Sau în altă seară, eu am zis să zic, da, e nebună, cu un voal așa, nu? Așa o femeie, a venit și a pus un buchet de flori. Și spune, zice, este mireasa care de la Comunia Civilă vine și își pune buchetul la erou acolo și îi mulțumește că și-a dat viața pentru ca ea să poată trăi fericită. Este foarte, foarte frumos. Și toate aceste înfăptuiri, toate aceste minunății, toate, cine le-a făcut?
cei asemenea dumnealor care sunt în prezidiu. Și să nu uităm că în războaiele, nu în ultimile, românii nu erau dotați, nu erau, mai știu eu ce, înzestrați. Își puneau pieptul în apărare. Foarte frumos, impresionant. Eu am atâta stimă pentru armată, păcat că în ultimul timp s-au luat niște măsuri care au cam sfârmat structura, cam, repet, armata ne dă o siguranță, armata ne apără. Foarte mult mi-a plăcut activitatea de astăzi, respect armata, iubesc tricolorul și vă iubesc pe dumneavoastră toți. Aceeași profesoară deosebită, meritoasă, cu o vastă și bogată activitate la catedră, cea care se descurcă în orice moment. Înseamnă că a fost un cadru de date conștiincios. Domnul Cârcotă. Domnul profesor Cârcotă și Vasile. Chiar m-ați surprins pentru invitația aceasta, deoarece mi-am propus să fiu un bun auditor și mai ales că dumneavoastră astăzi, cei care ați vorbit, mi-ați îmbogățit cunoașterea și vă mulțumesc din plin. Fie că ați vorbit despre prezența Bisericii în viața noastră permanentă, spirituală, fie că ați vorbit despre rolul oamenilor de frunte în călăuzirea intereselor poporului, toate mi-au servit. Eu vă mulțumesc. Nu am adăugat nimic față de ceea ce a spus aici. Vă mulțumesc pentru ambianța care s-a creat aici, pentru spusele frumoase, și vă doresc la toți sănătate și împlinire. Doamna profesoară Marin. Într-adevăr, a fost o activitate deosebită. M-a impresionat cele spuse de antevorbitori. Haideți să vedem cu o noutate doar. Drapelul tricolor este menționat în niște documente încă din secolul 6. Și chiar 7, din vremea lui Justinian. Ca o noutate. Poate cu unei dintre dumneavoastră ați auzit-o, poate nu. În rest, într-adevăr, sunt de acord și cu fiul meu. Ținând cont că ne-am desfășurat activitatea în regimul trecut, profesorii de istorie de română desfășurau activități interesante, fie în calitatea lor de profesori, în calitate de comandanți, de pionieri, de UTC și așa mai departe, dar oricum întotdeauna se făceau activități foarte frumoase. Chiar și după 90, un timp aceste activități și-au avut rostul lor. E adevărat însă că în ultimul timp urmai am eu foarte multă legătură cu școala, dar parcă n-am prea auzit. Când comemoram pe locotenia colonelul, parcă Andronache, mai veneau și elevi. În general de la Codreanu, de sus de la Eminescu, parcă odată au fost și de la Industrial, mai puțin, dar ar fi interesați. Dar trebuie totuși, știu, acel director educativ din școală să desfășoare sau, da, parcă așa am rămas denumire, director educativ, să desfășoare o serie de activități și să știți că mulți dintre ele vor participa. Îi interesează. Eu am rămas după Revoluție surprinsă când, fiind la inspectorat odată, mi s-a spus, am întrebat eu, bun, era înainte de aderarea noastră la Uniunea Europeană, dar istoria noastră ce se întâmplă cu ea? O, dar ce vă mai trebuie patriotism? Nu mai
există patriotism, suntem cetățeni europeni. Asta și m-am gândit, ce-o fiind semnit cetățeni europeni, încet, încet ne dăm seama, dar numai că suntem cetățeni europeni de gradul 2. Trei. Da, dar vedeți că și cândva, a fost ieri o emisiune, nu mai știu exact pe ce program, dar e interesantă. La un moment dat, Nicolae Ceaușescu era un lider al lumii a treia. Dar lumea a treia era foarte valoroasă pentru noi. Vorbea despre vizitele pe care Ceaușescu le făcea în străinătate, nu pentru a-și propaga regimul neapărat, dar pentru activități comerciale. Și mulți l-au criticat, de exemplu, de combinatul de aluminiu de la Târgoviște, de ce l-a făcut acolo, că noi nu aveam acolo aluminiu. Dar se menționa într-o altă emisiune, în fiecare zi, nu știu câte tone de aluminiu veneau de la Perth din Australia, din statele din Africa, briliante, pietre prețioase și alte lucruri, și am chemat să construim stâlp de înaltă tensiune, eram specializați în acest domeniu, undeva, nu mai știu exact în ce țară, este o casă a poporului, deci copia fidelă a casei poporului, pe care să spunem este apreciată în lume, deși foarte mulți au criticat-o, cum au criticat și canalul Dunăre Marea Neagră. Și să zicem, spre surprinderea mea, poate mai plăție să mă am și la alte urmări, tot ce e valoros se critică și culmea este o lecție România și războiul rece, pentru că sunt 7 manuale la istoria de clasa 12-a, dar dacă le aduni la un loc și faci sinteza, este exact manualul de istorie, să zicem, de pe vremea dumneavoastră și de pe vremea mea. 1. România, din anumite motive, nu avea tehnologie, nu avea nu știu ce, nu știu cum, dar produsele românești erau căutate în străinătate. România nu avea politică externă. Dacă ne începe să detalieze ce înseamnă războiul rece, România era singura țară care, în cadrul tratatului de la Varșovia, și începe să enumere, care a fost un... a fost primul stat care a reluat relațiile cu RFG-ul. În același timp, România a fost canal diplomatic între China și Rusia, în Vietnam, în războiul din Orient, Israelul și Palestina și cu Egiptul și multe, multe alte situații. Păi dacă n-am avut politică externă și dacă nu a fost nevoie să se răstoarne regimul, cum de am fost primii? Ne mai punem la socoteală dacă ați mai găsit manualul, primul manual care a apărut după Revoluție la Universală, istorie universală, regimul comunist nu a rezistat pentru că nu a avut industria bunurilor de consum. Asta era explicația. Și cu asta s-a terminat. Dacă le prezentăm elevilor astfel de lucruri sau tinerilor, bineînțeles că vor crede lucrul acesta și vor acționa ca atare. Mai am întâlnit cu elevi, ca să zic așa, cel puțin din 2008-2009 și întreabă, doamna profesoară, dar au fost chiar așa de rău pe vremea comunismului, cum scrie în carte? Și ce pot să-i spun? Întrebați-vă părinții și bunicii. Păi da, dar dânșii spun altceva decât manualul. Iar acum, să știți că dacă urmăriți, la bacalaureat și mai ales la examenul de admitere la Academia de Poliție, sunt foarte multe întrebări din istoria României și din partea ce reprezintă comunismul. Și tu le predai într-un anume fel sau le spui într-un anume fel cartea. Dar trebuie să mergi pe linia cărții, că lui îi ceri cartea la examen.
Însă sunt foarte mulți tineri care au admirație față de emisiunile ce vorbesc despre istoria românilor, față de evenimentele politice care se organizează. Și bineînțeles că s-a creat acel cult al eroilor, organizație care ar trebui să, zic eu, să acționeze mai mult. Era un domnul Chiper, dar are și dânsul o vârstă, nu mai poate. Domnul de la Bacău sau, da, de la Bacău a murit, domnul Fitcal a murit. Deci ar trebui niște oameni care să se implice acum mai mult pentru a antrena în general oamenii, dar tineretul, la valorificarea trecutului istoric. Și, bineînțeles, avem eroi, dar sunt de la an la an mai puțin, îi cinstim când putem, le dorim sănătate în continuare și să trăiască cât mai mult. Suntem și noi impresionați de faptele lor, dar în același timp și alții. Așa că vă dorem și dumneavoastră la mulți ani, atât cât vor mai fi, sănătate și numai bine. Și să-ți povestesc cât mai mult de actualitatea dumneavoastră. În primul rând, urez sănătate celor care sunt de față, multă sănătate și cât mai trai, mai bun, până când se înalță la Domnul. Eu sunt mai practică și vă spun câteva lucruri pe care le-am trăit. Întâmplarea face ca să intru în clasa 1, în 41, aici în Mârlat, și cunosc absolut multe evenimente care s-au petrecut. Fiind elevă la școala numărul 1 Bârlat, prima lecție care ne-a făcut-o regretată Ana Sandu, învățătoarea mea, a fost să ne prezinte școala, tabloul regelui, pentru că așa era în toate școlile, ctitorul școlii și steagul tricolor, care era pe fundalul holului la intrare. În primele zile de școală ne-a învățat imnul, care nu pusesem la grădiniță, pe atunci copiii de muncitori care stăteau pe lângă gară nu ajungeau la grădiniță, grădinița era în centru și nici nu era posibilitatea să ne îmbrace așa cum erau copiii, îmi pare rău că spun, de militari, de comercianți care stăteau în centru. Era vorba de militari cu grad superior, care aduceau copiii la școală ordonanța. Deci vă închipuiți cam în ce condiții învățam noi copiii de muncitori. Asta e una. Doi. Tata ne-a luat la gară, era muncitor și mi-a arătat că pe fundalul gării, nu știu dacă mai țineți minte, gara veche, era steagul tricolor. În momentul când a ocupat orașul nemții, au zburat toate steagurile care erau în oraș la instituții, pentru că multă lume era refugiată, și rămăsesc în oraș numai cei care aveau servicii pentru care erau mobilizați pe loc. Vă închipuiți că noi învățam două, trei ori, suna alarma, imediat cum suna alarma, noi știam să mergem la tranșee, aveam fiecare la gât o punguță în care se găsea camforul sau usturoiul pentru ca să fim feriți de boli contagioase pentru că erau destule. Nu erau condiții de igienă, nu erau, mă rog, prăvălie închisă, nu în fine. Important este că aveam aici, cum îi spui, acum are impresia că-ți povești, actul de naștere, în cazul în care se întâmplă în timpul bombardamentului ceva, să știi care este cel dispărut. O trecut ani, sfârșit, am terminat în 52 școala normală de la Galați. Vă spun în condiții foarte bune ca organizare și ca educare, însă internatul era ca după război, ca după secetă, cu lintea pe care acum oamenii o reluat-o și cu mâncare ca, nu spun ca la unitate militară ca pe VNC, dar așa era, instruiți chiar militarește. Se întâmplă, am luat post de învățător la Rădeș Galați.
aproape de domnul profesor Cărcotă. În anul respectiv, trebuia să facem recensământul agricol. De ce spun? Nu e important. Important e ce urmează. În fiecare casă a omului era Biblia, icoana acoperită cu maramă, pentru că așa era și așa e în regulă, tabloul lui Cuzan și fiecare gospodar când intrai la el începea să spună de la războiul primordial și tata a făcut primul război mondial și ne povestea. Are loc ceremonia de omagiere a eroilor. Acolo la Rădeș nu era niciun fel, acum este în fața bisericii un monument cu eroi din comuna Rădeș, dar la cimitir ne-am dus toată școala, iar veteranii de război din primul război mondial, în momentul când s-au citit, toți care au dispărut din comună s-au așezat în genunchi. Eu am venit să plâng și acum. S-au așezat în genunchi, toată lumea era foarte emoționată și să știți că toți oamenii care au luptat în primul și în al doilea război mondial aveau aici tricolor la buzunar. De educația din școală, din școală începe, dacă în familie nu există cineva care să ne insufle dragostea de țară. Dar la școală, când făceai un elev pionier, ori le făceai la unitatea militară, ori la un... la Mărășoși noi ziceam în care ani făceam acolo pionieri. Dar vă întipuiți dumneavoastră că băieții care făceau exercițiile pentru apărarea patriei, pe uniforma lor albastră la buzunar aveau tricolorul. Dar să știți că orice instructor care făcea instrucția cu copiii le explica ce înseamnă tricolorul și de ce fac această instrucție. În sfârșit, multe sunt. Mie îmi pare foarte rău, văd și eu copiii când vin de la școală și mai întreb câte unul, habar n-au nici de seac, că noi avem la geam și domnul Ghețău și doamna și eu tricolor, dar în Ardeal, pentru că au avut poate mai multe suferit decât restul țării, toate casele de români au steagul tricolor la poartă sau la geam. Și ei sunt mai mult români și apără mai mult România decât noi aici, care am trecut adevărat prin ocupații și nemțască și rusească, dar faptul că nu avem pe cineva în coasta țării să vină peste noi, ei au mai mult românism. Și să vă spun, sănătate și cât o-i mai putea să-mi aduc aminte și să păstrez, spunând nepoților și strănepoților, care spune, eu nu trăiesc la voi, nu vă spun și țară, nu trăiesc la voi aici, limba nu vă învăț, asta îmi spun la grădiniță, așa, eu mă duc în România mea. Din cauza asta, copiii și-au pierdut o slujbă foarte bună și au venit în țară, pentru că copilul pur și simplu nu mai suporta. Copil de 6 ani și de 7 ani. Sănătate să vă fie Dumnezeu, să ne întâlniți sănătate! Am să rog pe domnul consilier al Consiliului Director, domnul Vasile Celaru, să vă transmite mesajul Consiliului Director. Deci, din partea Consiliului Director, din partea domnului președinte și personalului Asociației Casa de Ajutor Reciproc și membrilor, vă transmitem sentimente de apreciere și de respect, de stimă și de admirație și să știți că sacrificiul și suferința dumneavoastră nu au fost în zadar. Noi vă vom purta în inimă, vă vom respecta și vom transmite celor care urmează că ați fost niște modele de urmat. Fără îndoială, ziua de astăzi este una deosebită și ideea organizării acestui eveniment dedicat Zilei Naționale a Drapelului, idee și inițiativă care aparține Casei de Ajutor prin domnul președinte, la care s-a alăturat Cercul Militar și, sigur, Primăria Bucureștiului cu sprijinul necesar. Evenimentul la care au fost invitați și acești distinși și dragi oameni reprezintă un lucru deosebit de important. Eu s-ar putea să greșesc, dar nu știu dacă în Brâlad mai există o activitate dedicată Zilei Naționale a Drapelului.
scormonit prin sertarele memoriei, mi-a apărut, cum probabil toți avem, întâmplări și amintiri și au fost evocate unele dintre ele, dar mi-au apărut și mie câteva și aș vrea să vă rog să îmi îngăduiți în cât mai puține cuvinte, pentru că îmi dau seama, fiind mai târziu, am și un avantaj și un dezavantaj. S-ar putea să fie diluat interesul și atenția, oboseala sigur mai intervine. Pe de altă parte, n-aș vrea să vă spun o întâmplare care are legătură și cu apelul și cu veteranii. Când am dezvelit bustul din fața poliției, care reprezintă pe Manuel Costache Cureanu, înainte cu zi am scris un articol, poate vă amintiți, un bătrân, domnul Bucă Ioan, veteran de război, din păcate nu mai este printre noi, a venit și mi-a zis, fără să mă cunoască, fără să cunosc, că eu sunt un veteran, dacă mâine este posibil să am și eu acolo câteva minute pentru a spune o poezie. Și dumnealui avea statura mai așa mic, firav, dârz, deși mergea mai greu, a venit și a spus o poezie patriotică în fața invitaților. Eu i-am oferit, nu știam ce aș putea să-i ofer, pentru că era un gest deosebit, recompensa, am gândit că poate fi constituită de un drapel. Eu am oferit și atunci dânsul cu lacrimi în ochi l-a pupat, a sărutat drapelul țării și mi-a mulțumit. Pe de altă parte, mi-am amintesc că și mi-a adus aminte de această întâmplare domnul profesor, făceam observații unui tânăr care era mai zgomotos prin exprimarea unor opinii naționaliste sau exagerat naționaliste, cum se considera în timpul respectiv. Eu îmi spun la un moment dat, mă atenționați ca să fiu mai ponderat, dar imaginați-vă că la ziua drapelului, în Harghita, vreo 30 de tineri ca mine, purtam un tricolor pe stradă, un tricolor cu lungimea de 50 de metri. În timp ce voi aici nu făceați nimic, iar pe sediul poliției la Harghita nu era drapelul țării. Și atunci m-am gândit și mesajul acesta aș fi vrut să transmit. Faptul că mai există din generația celorlalți și nu numai noi elefanții, cum spunea doamna profesoară, mai trăim și simțim vibrații interioare când este vorba de țară, de apelul nostru, țării noastre, atunci acel tânăr m-a făcut să cred, să sper, că nu a dispărut și generația care urmează, nu în totalitate, își va pierde sentimentul de dragoste și naționalism. Și mai eram o dată în Moldova, la Chișinău, lângă Chișinău, aproape de Traspul, de fapt, eram la o competiție sportivă, am plecat și noi la Curac cu o delegație. Eu am luat un coleg, atunci repede am improvizat cu drapelul, cu coadă de mătură și el frutura drapelul. La acea competiție de fotbal, noi am cam câștigat. Dar nu se cuvenea să fim noi invitații câștigători. Și atunci, mi s-a oferit locul 2, diplomat locul 2. Și eram cam posomorât. Un moldovean, un tânăr, unionist, prin ideile sale, de acolo, vine la mine și spune, doamna Sire, prinde-mi vreo drapelul. Și atunci a ridicat drapelul, mă spune și l-am fruturat acolo. Și în final, vă mărturisesc, acum câteva săptămâni am vorbit cu domnul Vinaru și discutând așa, întrebându-l despre ce-și mai aduce aminte dânsul din perioada cât a suferit în război, a fost foarte modest și a finalizat cu o scurtă propoziție. A fost greu. Deci, acesta este mesajul pe care a fost dumnealui, fără a pretinde vreun soi de recunoștință. Deși noi toți, care ne aflăm aici și poate și alții, știm că acești oameni au fost mai presus decât siguranța propriilor persoane, sentimentele de dragoste față de patrie și față de valorile naționale. Pentru acest lucru vă mulțumim și vă dorim să fiți liniștiți în această perioadă dificilă a vieții. Poate statul, societatea nu totdeauna a reușit să compenseze suferința, curajul, eroismul. Dar această activitate de astăzi este una din modalitățile prin care noi vă exprimăm sentimentele de admirație. Să trăiți! Partenerul nostru la această activitate să transmită mesajul Centrului Militar a garnizoanei Bârlad, a ofițerilor și suboficerilor, atât în activitate cât și rezervă, cu această ocazie a sărbătoririi Steagului Românesc, a Tricolorului și a veteranilor prezenți și neprezenți astăzi la această activitate. Vă mulțumesc. În primul rând, mă bucur că această activitate
a deschis un pic partea asta de întunecată care a fost pe timpul pandemiei, când nu am putut desfășura activități. Vreau să spun că această activitate a fost inițiată împreună cu domnul președinte undeva pe 29 aprilie, când s-a sărbătorit Ziua Veteranilor de Război. Și atunci Ministerul Apărării Naționale a avut o acțiune la nivel național de a-i saluta pe toți veteranii în viață din România. Și atunci cu domnul președinte am zis să stabilim o altă dată când să facem o activitate. Bineînțeles, și atunci erau restricțiile mai aspre. Și astăzi, de Ziua Drapelului Național, am reușit să ne organizăm și să ne întâlnim. Mă bucur că veteranii care îi aveți în față au putut ajunge în fața dumneavoastră. Mai sunt ceilalți care, din păcate, sănătatea nu le permite. Dar sunt alături de noi, cum i-ați văzut și pe afiș, cei 7 veterani cu fotografiile lor, eroi sub drapea. Mulțumesc tuturor celor prezenți, mulțumesc Asociației Veteranilor de Război, prin domnul Botoi și domnul Pavelescu, prezența aici de față. Nu pot să nu mulțumesc primului comandant al meu din această garnizonă, domnul general Botaru, și toți cei care și-au adus aportul pentru această activitate să iasă bine. Aș vrea, cu permisiunea domnului, să mânez acest microfon și veteranul de război, dacă pot să transmită câte un mesaj nou. Domnul Vidinar, vreți să le adresați câteva cuvinte? Dacă mă bucur că nu ajung și eu. Mulțumesc! Eu primul dintre veteranul de război. Mulțumesc la toată adunarea să mă iubim pe leacă de inimă de român. Ne bucurăm când vedem că încă mai sunt care se nasc acum și care ne vor moșteni și ne vor păstra obiceiurile ca noi și cu România noastră și cu toată populația care este să trăiască la mulți ani. Ar vrea să-i mai mulțumim cu puteri. Am făcut parte din regimentul 12 Dorobanți, un regiment care a luat parte la majoritatea luptelor. Am fost de la Prut până la Stalingrad. Am avut pe 25 infanterii între noi, în stânga și în dreapta 19 caracari. Nu mai uităm evenimentele de pe atunci. Am făcut ce-am putut, dar ne mândrim încă că și astăzi auzim în toate părțile vești rele despre evenimentele de azi. Numai la noi România să trăiască, că la noi e liniște, e pace. Și asta se datorează mai mult armatei. Întotdeauna am avut nădejdea în armata. Armata nu ne-a salvat numai la evenimente. Armata întotdeauna ne-a salvat. A fost nădejdea noastră. A fost fiii noștri care ne-au dus vestea în toate părțile. Acum
nu rămâne decât să ne bucurăm așa cum ne bucurăm la o zi ca aceasta, care nu dă uitării pe cei care au purtat ranița și cu moartea în spate și cu baineta întotdeauna la armă, de la Prut până la Stalingrad. Am avut multe evenimente la Stalingrad. Am trecut prin toate, după toate evenimentele. Am mai făcut și prizonerat numai 4 ani. Așa că am făcut ce am putut. La urmă mă bucuram că încă eram tare. Am fost un apicultor care am continuat meseria părinților și am dat țării sute de kilograme de mere după ce nu mai eram bun de armată. Armata întotdeauna a fost în inima mea. Armata n-a făcut politică. Armata a fost la toate evenimentele prezentă. De asta vreau cu toții să spunem să trăiască România mare! Vă mulțumesc din toată inima și mă bucur că încă după atâția ani puneați la uitării și încă la evenimente din astea ne adunăm și ne mai spunem și noi din păsurile noastre. Vă mulțumesc la toată adunarea asta. Aș vorbi mai mult, nu sunt puteri, dar însă mulțumesc și de astea. Să trăiască încă o dată armata română și al doilea România mare. Nu uităm niciodată că suntem români și dăm faima puterii și a dragostei de țară în toată lumea. Vă mulțumesc! Toată lumea! Mulțumim, Nenea Voiculescu, că așa spunem de fiecare dată când ne întâlnim cu dumnealui. Mulțumim și eu domnul Vindinaru și eu domnul Pașcanu aici de față. Primăria Bălat, respectiv primarul municipiului Bălat, este reprezentat de purtător de cuvânt, domnul Arnăutu Adrian, și vă transmite un mesaj de partea primarului. Vreau să vă transmit din partea domnului primar Dumitru Boroș că cu toate scuzele de rigoare nu a reușit să fie astăzi alături de dumneavoastră, deși estimează și respectă în aceeași măsură pe toți cei de aici din sală. Să le dorim și noi multă sănătate și o să rog pe domnul Chelaru să mâneze din partea domnului primar un set de diplome pentru cei pe care îi sărbătorim astăzi. Mulțumesc! Și în final, misiunea mea principală, pentru că domnul primar astăzi nu poate fi prezent aici din motive obiective și alături de colegii mei, de doamna director la casa, la Biblioteca Comunală Stroie Bergoiescu și domnul Ardăutu sunt cu mine ca să mă încurajeze. Deci domnul primar mi-a oferit misiunea onorantă de a mâna diplome celor care au fost astăzi aici și care pe afiș foarte bine au fost li s-a găsit loc lângă drapelul țării. Ziua Drapelului Național, diplomă de onoare, se acordă domnului Voiculescu Gheorghe Vidinaru Dumitru și Pașcanu Vasile, veteran de război, pentru patriotismul, devotamentul și dragostea de neam și țară, de care a dat dovadă de-a lungul vieții. Cu aleasă considerație și respect, primarul municipiului Bârlad, avocat Dumitru Boroș. Când
din partea domnului primar o diplomă de onoare și de cunoștință. Domnul Vinaru? Domnul Vinaru, din partea domnului primar, o diplomă de recunoștință și de onoare pentru ceea ce ați făcut în timpul războiului. Domnul Pașcanu, Vasile, vă rog să primiți din partea domnului primar diploma de onoare și de cunoștință. Cu drag să puteți. Mulțumesc. Cu atenția care mi-a acordat. Cu toată considerația. Mulțumesc că m-ați ascultat. Din partea Asociației noastre și a Cercului Militar, acordăm, prin hotărârea Consiliului Director, să comandantului garnizoanei, câte o diplomă de onoare tuturor veteranilor de război, inclusiv celor care nu sunt prezenți. Această diplomă de onoare se acordă cu ocazia Zilei Drapelului, 26 iunie 2021, pentru activitatea în serviciu militar, precum și pentru meritul deosebit de a fi participat la războiul de întregire a neamului. Din partea asociației semnează subsemnatul și din partea cercului militar, domnul Ursu Eduard. De asemenea, din partea casei vom mai da o medalie aniversară, medalia casei, un ajutor nerambursabil de câte 100 de lei și pacheta creată dimineața aceasta, eroi sub drapel, care va fi mânată atât sărbătoriților, cât și dumneavoastră, în acordurile muzicii, eroi au fost, eroi sunt încă. Diploma, medalia și ajutor de raportare vor fi mânate de către domnul Lucian Ursu. Iar la urmă vom face câte o poză cu cei trei, care cine vrea din dumneavoastră, inclusiv noi, organizatori. Vă rog frumos. Deci, domnul Vidinaru Ion. Diploma. 1. Thank you.
activitate, la cele cuvinte care mi-am rămas în suflet, a Părintele Calistrat, de la Mănăstirea Vrădiceni, pe care dumneavoastră le vedeți, să înveți să te bucuri românește, să înveți să trăiești românește, românismul trebuie trăit din balele sufletului. Trăiască România, trăiască tricolorul românesc, acasă România, melodia care vom încheia această activitate, timp în care eu, domnul Ursu, domnul Celaru, să mergem să facem o poză cu cei trei veterani de război și păi și dumneavoastră, Consiliul Director, toți într-o anumită ordine. Din vrem de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. Știați prin lume a mele neamuri bune, cu dor prin țări străine muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, ce-și-află somnul. Din vrem de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Împrăștiați prin lume a mele neamuri bune, cu dor prin țări străine muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. Biserica bătrână din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. Țara dragă,
Veniți, n-o lăsați pradă străinilor să